vreau ca Victor să-și pună mâna la ochi. Nu se poate. De ce? Și noi ne-am pus la inimă. Ai zis de la pană la pană, sau cum ai zis? De la pană la pană, de la fulg la fulg. Sunt niște fulgi pe jos, cred că din cauza ta. Nu, datorită ție era, Luca. Nu, deci clar, clar, trebuie să îmi pun halatul. Acum ce facem? Trebuie cu halatul. Oh, ne jucăm, da, doctorul. Astăzi sunt domnul doctor Slav. Da? Domnul doctor Slav? Da, 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 da. Dar cine are nevoie de doctor? Și sunt foarte dur. Am văzut pe tine. Sunt foarte dur, trebuie să luăm măsuri? Tensiometru avem? Nu avem tensiometru? Avem și tensiometru, stai. Dar mie vrei să-mi tensiunea sau Raluca-i? Cred că lui trebuie să-și o ia. Am îndurora. Auzi, zice Rupsi că ție ar trebui să-ți iei tensiunea, domnul. Dar să știi că nici eu nu mă simt prea bine. Da, și eu. Stați puțin că se ia pe rând. Am și eu din ăsta acasă. Aveți programare? Ne facem. Ia ajută-mă puțin, domnișoara asistentă. Ia să vedem cum te descurci. Start. Aoleu, mi-e și frică. Și mie. Uite acum începe. Începe. Ce e ăsta? Liniște, vă rog. Să nu influențăm tensiunea. Au căzut doi colegi de la camere. Bun. Pentru că au căzut când a defilat Raluca, s-au ridicat și acum au căzut iarăși. Hai să vedem. Acum, în timp ce îți iau tensiunea, te rog frumos, Raluca, trebuie să ne cânti ceva. 4 nopți și 4 zile, vreau să le petrec cu tine. Nu crește tensiunea, nu schimbă. Să-ți spui după 4 nopți, că ai mai vrea, dar nu mai poți. Îți aduce aminte de ceva, melodia, crește tensiunea, altceva. Da, toate diamantele le cumpăr pentru tine, le cumpăr că meriți. Nu, toată dragostea s-o simți. A scăzut brusc. Nu, 76 cu 62 nu există. Dar are 72 cu 62, e ceva inexistent. Dar pulsul 97. Mie să-mi spună povestea, să vedem ce se întâmplă și unde se duce așa îmbrăcată. Da, chiar, chiar. Sunt chiar curios. Ia. De vreo lună de zile, cu mine pe palier s-a mutat un vecin foarte sexy. Au. Și nu m-a observat deloc. Bine, eu când duc gunoiul, n-ați dai seama, îl duc și eu cu pijamale, pantalonii ridic până aici, cu o bluză mare, lăluie, cum stau eu în casă, că nu stau foarte sexy. Și eu acum, eu drăguță, bună dimineața, nimic, nici nu-mi răspunde, nici nu se uită la mine, zic, băi, nene, ce să fac să-i atrag și eu atenția vecinului sexy? Bine, eu îl văd că în fiecare seară vine cu câte o domnișoară, doamne. Și mi-am făcut o ținută specială pentru el. Și am zis să mă duc să-i cer și lui. Pot să-ți împrumut puțin cana? Că vreau să merg la vecin. Să-mi dea și mie o cană de ulei, o cană de zahăr, să-i gătești ceva. Tu, San, chiar îți și bine, mai și gătești. Mai da. Și gătește, da, da. Adică îi faci la om mai impresie. Mai și gătesc, da. Ați făcut astăzi, fetelor, un sondaj în culise? Da. Mai multe, chiar. Mai multe. Și care, cum a ieșit? Vreau să vă întreb, care este cea mai sexy dintre voi? Următoarea după mine este Viviana. Dacă se îmbracă sexy, Nicoleta. Cea mai sexy, Raluca. Băi, e foarte greu să aleg sexy. Pentru că, uite, uneori în anumite ediții mi se pare că Panfile e maxim de sexoasă, altă dată mi se pare că Raluca e bombă cu ceas. E foarte greu. Constant. Păi, nene. Păi, uite, fii atent, aș zice Raluca, mai ales că în gală a venit și a făcut dansul cu băieții mei, cu dansatorii mei, lucru care mi-a plăcut teribil, așa că o aleg pe ea. Că Raluca e cea mai sexy în atitudine și cum se prezintă. Și Mădălina este sexy, efectiv, ea. Ea vine și e sexy, efectiv. Adică am trebuit să facă, nici când dansează și e haioasă, este sexy. Și a venit cu prăjituri. Nico! Raluca. O să dau același răspuns după mine. Doar după mine. Ralu. Dar, mulțumesc! Dar cea mai bună dansatoare, cine e, fetelor, Viviana? Dansatoare, da, Ralu. Deci toate sunteți în unanimitate pentru Raluca? Da.
Băi, la bătaie cu Anda. Da, și eu zic la dans. Anda umple scena la orice chestie și nu numai când este gală. Cine cântă cel mai bine? Eu! Eu cânt cel mai bine, dar încă nu m-ați auzit. Vreți să mă auziți? Că poate voi pregăti ceva. Rupsi, cine cântă cel mai bine? Păi uite, și Melina cântăreață și Viviana. Nu prea auzit-o pe Melina, sincer. N-am auzit-o cântă. Anda, cine cântă cel mai bine? Adina. Aici ce pot să zic, na? Adina! Nu, dar zi! Poți să zici? Păi nu știu, pe Vivi am auzit-o cum cântă, cântă foarte bine. Și chiar m-a super surprins. Am auzit-o și pe Melina. Cred că aș mai vrea să mă aud o dată pe Melina. Dora asta o aleg pe Viviana. M-a convins puțin mai tare cu datul din șold. Melina, trebuie să bagi ceva mai manea ca să mă convingi. Dora viitoare să te aleg pe tine, da? Viviana! Tira lupă pe nume! Păi, eu aleg pe Anda Adam, am crescut pe melodiile ei, este cunoscută, este talentată Anda Adam, că nu are ani în spate de... carieră. Nu poți mă aleg pe mine, că e penibil. Da, nici n-ai cum, că și da. Eu, da. Jos, dai seama că așa că o aleg tot pe Panda. Cine este cea mai vocală dintre voi, fetelor? Nicoleta! Nicoleta! Detașat! Ia-uți, Nico. Remi merge pe Tetrina la întrebarea asta. N-am, adică ea face vocalize în fiecare dinață când vine aici. Știi de ce vă bagi strâmbe iar acum, Metin? N-am băgat asta e vocală pentru că face vocalize. De la aia vine meaning-ul cuvântului vocal. Cine interacționează dintre voi cel mai mult cu Victor? Viviana. Eu? Da. Viviana, da. Nu se zice că eu, da. Și eu la fel tot Rupsi se pare că și glumește și... Eu interacționez la momentul meu, dar Rupsi interacționează și pe parcurs. Pe parcurs, da, mai are glume, remarci, chestii. Cine are cei mai frumoși sâni? Nu, a, nu știu. Rupsi! 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 Deci și Rux. Deci Rux, merge premiul la Rux, da? Da, da. Cu ce? Cu ce mai frumos sunt? No, eu i-am. Uite, merge premiul la Rux, ca să aibă cu ce să se ducă să plătească o operație de implant, nu? Deci păi eu nu la mișto așa. Pe Rux acum, că acum faceți lumiți. Cum adică are cei mai mișto sâni? Că ea are cei mai mici și naturali? Mie mi se pare că dacă te și pune silicone, te-ai strica. Da, nu, stă foarte bine. Cine are cei mai frumos ochi dintre voi, fetelor? Pe wow, păi Adina, care ochii... Da, da. Da, 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 da. Ca așa ochii căprui... Da. Dar e greu asta cu ochii. Ochii exprimă foarte, foarte mult și nu ține doar de culoare. Cel mai tare jurat? Dintre Morris, Tibi, Ralph. Adică cine vă place? Tibi, așa. De Tibi îmi place. Tibi? Da. Morris. Așa. Rupsi? Eu sunt pasionată de Morris, da. Iora Luca? Eu niciodată nu mă prind Iora Luca. Când Morris glumește sau vorbește serios. Deci mă fascinează lucrul ăsta. Mi se pare genial și are un pachet de glume. De ce jurat îți place? Toți îmi plăi, Morris. Unul depinde de ceea care îmi desteluță, care mă laură, dacă nu... Păi numai, dintre așa gen, care îi stilu... Care e stilul tău, care te regăsești, care îți place ca și om? Depinde de zi, uneori așa că cu Tibi, uneori îmi face drag. Tot, dar ai văzut că ești... N-am unul preferat. Din neapărat o mai apropiată, ai pe un... Că-și mie toți trei îmi plac, și mie îmi plac toți trei. Nu înseamnă că dacă am spus că îmi place mai mult de Raluca, de Tibi și de Morris, nu-mi place. Ba da, îmi place, dar... Dintre Victor și Ilinca? Ilinca! Ilinca. Cea mai sexy prezentatoare. Victor și Ilinca. Victor, clar! Bună, Victor! Amândoi gemeni, da, bună, Victor! Da, amândoi gemeni, dar doar unul dă puncte, deci. Hei! Nu știu, au fost mai multe întrebări, dar... Printre care Ralu cea mai sexy. Deci a ieșit Raluca cea mai sexy? Astăzi chiar a demonstrat. Unanimitatea. Da. Păi... Am știut că se face sondajul astăzi. Ai venit special pregătită. Da. Mm-hmm. Da. Erai tu, Viviana, cea mai sexy din spusele lui Morris. Astăzi ai lui Morris, dar uite că fetele au fost de altă părere, nu? Noi eram Morris între... a zis pentru el, nu pentru toată lumea, nu? Între Raluca și Mădălina.
Între Raluca și Mădălina. Eu nici măcar nu mă băteam pentru locul ăla, înțelegeți? Da, bine, uitați-vă la mine astăzi. Chiar debordez de senzualitate. Dar oricum am înțeles că am fost inclus și eu în sondajul ăsta. Gen, eu, cine interacționează, am pus întrebarea, cine interacționează cel mai bine cu mine, am înțeles. Bună, Victor. Sau cel mai mult. Ruxi. Bună, Victor. Da? Dar vezi că ai și un mesaj de la Ruxi. Eu? Ai? I-ai dat acolo în spate, Victor, bună, nu mai știu ce ai spus. E, cum îți zic de obicei, bună? Bună. Eu mă bucur că v-ați amuzat astăzi înainte de începerea filmărilor, ca să vă dă așa o energie bună și o stare de spirit de neegalat, corect? Corect. Da, da. Cum arată ținuta pe care o propune Raluca, cine îmi spune? Viviana. Draga mea, astăzi, că uite, vorbim că pe zile dăm titluri, astăzi chiar ești cea mai sexy din platou, fără supărare pentru nimeni. Ești minunată. Îmi place foarte mult cum îți stă cu machiajul acesta. Mulțumesc. Buzele nude cu albastru la ochi. Și părul mi-a plăcut cum ți l-ai făcut, iar ținuta, ce să zic? Foarte mișto, vine ca turnată. O să aibă vecin ochi pentru mine. Eu cred că avea și înainte, dar cred că ai vrut tu să-l impresionezi. Ruxi? Da, stă foarte bine. Știu look-ul, e look-ul sport couture al lui David. Exact, unde ai și numele. Tu ținuta, că tot... Eu de la J-Lo am. Păi da, și J-Lo are tot de la David. A, e tot David? Da. A, super. Da. Deci de la același... David. Da, e sport couture. E mișto ținuta, o știam din poze. Îi vine foarte bine, arată bine. Bine, mulțumesc tare mult, fetelor. Să ascultăm părerea juraților. Ține-o cât mai mult acolo în față, da? Mulțumesc tare mult. Te rog, Raluca. Ținuta asta, Raluca Dumitru, bună seara. Bună seara. Face trimitere directă la efectul razelor gamma, dar nu asupra anemonelor, ci asupra juraților. Acum întrebarea, Raluca Dumitru, ca să primești din partea noastră o apreciere sau nu, să punem în felul următor. Ce alegi între dovleac și mere? Mere. De ce, Raluca Dumitru? Nu prea mă omor după dovleac, da. Nici după plăcinta. Bun. Plăcinta mea preferată este plăcinta cu dovleac. Da? Dacă ai fi răspuns dovleac, ai fi avut de la mine un punct. Mm. Ai răspuns mere, nu o să ai, dau legătura mai departe. Ah, mulțumesc. Cu plăcere. Raluca, faci tu ce faci, iar mă transbordez în lumea filmului. Mă uitam la tine și dintr-o dată mi s-a părut că o văd pe Demi Moore în filmul... Și trebuie să-l vedeți dacă nu l-ați văzut, Striptease. A, l-am văzut. Bă, l-ai pe dracu în tine, te miști, ai, deci ai o vervă, o expresia ta corporală maxim. Despre styling, ce putem spune? E o avangardă a sportului, îți vine foarte bine și în rest, toate bune, ne vedem următoarea dată. Mulțumesc frumos. Alo. E, hai, dragă. Da, am sunat acum la 112, practic. Așa. Să vine să mă ia. Dar n-ai nevoie. Ba da, pentru că simt nevoia. Păi, uite, l-avem pe Victor aici. L-avem pe domnul doctor, dar n-are toate echipamentele necesare care, pe care le-are o salvare. Auzi că mi-au zis de la 112 că dacă faci pagatul acum, îți dau o stea, dacă nu, chiar vine să mă ridice de la poartă. Și de dragul meu... Încerc. N-ai cum, că chiar vin oamenii ăștia, pompierii, smurdu. Ia. Încerc. Ia. Nu pe față, pe lateral. Păi da, nu azi pot. Fără. Așa, aproape. Mi-am mai venit, nu mai veniți, nu mai veniți, domne, că oricum, dacă e venit pentru concurentă. Caz rezolvat, vă mulțumesc, ne iertați că v-am deranjat. Mulțumesc. Băi, băiatule, ești Dumnezeu sexului, bravo, ai stic. Mulțumesc. Îmi place și plăcinta de dovleac și dovleac. Mie nu-mi place de dovleac, dar băi, tu poți să creezi o fructa ta, mă. O mără dovleacă, cum vrei să o cheme. Păi și vrei tu mă-n viață. Da. Bravo, Raluca, uite-te la mine, nu l-a murit. Păi nu știam. Ești frumoasă. Mulțumesc mult. Ești Dumnezeul lucrurilor mărunte, Raluca Dumitru. Și asta este mai important, pentru că după aia ajungem și la sexul mătamare și vom face împreună o mare plăcintă. Cu dovleac. Vișine! Vișine! Exact,
cu vișine, Raluca Dumitru. Uite, aia îmi place cu vișine. Așa, și nouă. Prăjitura cu vișine. Dacă doriți să vin să vă gătesc plăcintă cu dovleac sau cu vișine, mesaj la 7 la 12, indicativ 7 la 1206. Mulțumesc, Raluca. Cu vișine să nu le faci.